să-i pun. Suntem aici la intrarea în Piața Roșie. Mi-e foame. Și aici aveți regizorul acestei transmisiuni. Ce faci, Dani? Că filmezi. Ferdi. Ferdi. Pentru cei care țin cu steaua. Tag înseamnă Diel Dergaz și a fost un nume gândit din Mortal Kombat, cum erau zei, cum ar veni, niște zei înțelepți, care comandau peste toată lumea, ceva de genul. Echipa e formată din 5 membri, Darky, eu, Perry, Kidor, Dani și Oni. Suntem toți prieteni în echipa care ne jucăm și ne place ceea ce facem. Deci totul se bazează pe echipă. Echipa de Eldergați a fost formată în primăvara anului 2001. Pe vremea aceea avem cu totul o altă formulă, eu sunt singurul care a rămas în echipa de atunci. Sunt în echipă de aproximativ 3 ani jumătate. Am intrat jucând mai mult timp la un nivel foarte competitiv la echipa de pe locul 2-3, cam astea erau rezultatele care le obțineam cu echipa pe atunci. Și cu noroc, bineînțeles, că unul dintre jucătorii din echipa TEC pe atunci a hotărât să nu mai joace din diferite probleme, nu știu. Am reușit să avem foarte multe rezultate intern și internațional. Am reușit să ne strângem o serie de sponsori. Avem un apartament închiriat, 5 calculatoare acolo, internet, tot ce ne trebuie și ne antrenăm în timpul săptămânii și puțin în weekend pentru concursuri. Pot spune că suntem foarte norocoși că am reușit să avem aceste condiții. Fac jocul care îmi place cel mai mult. Un joc first person shooter. Este un fel de simulare de un atentat terorist în care o echipă de 5 contrateroriști, cum sunt numiți în joc, încearcă să îi împiedice pe teroriști să planteze bomba în două locații de pe hartă. Fiecare hartă, sunt 4 hărți care se joacă competițional, fiecare hartă are două locații în care se poate planta bomba. Și poți câștiga runda fie prin a-ți omorâ toți cei 5 adversari, fie prin a aștepta să explodeze bomba în 35 de secunde sau a explodeze în cazul. La momentul de față este cel mai jucat joc din lume. Se joacă sistemul competițional 5-5. Sunt turnee în toată lumea, foarte, foarte mari și poți câștiga dacă ajungi la 16 runde înaintea adversarului. Se joacă sistem Max Round 5. Nivelul României este unul, să zic, top 16 mondial. Greșelile care, nu neapărat greșeli, ce ne lipsește sunt sponsorii, pentru că noi mergem la concursurile care sunt organizate în România și la care premiul este drumul plătit și avionul. Dar alte echipe se duc la toate concursurile unde ești doar invitat și nu ai nimic plătit. De exemplu, nu pot să mă duc în America, mă costă 5.000 de euro să mă duc în America la un concurs unde toate echipele se duc pentru că au sponsori. Ultimul concurs a fost în Germania, la care am fost acum. Spectatori foarte mulți ca număr, ca la noi nu există, să spun așa, foarte puțin sunt la noi față de cum e în afară. Mi-a plăcut enorm,
Și asta am dat ambiția, să încerc să fiu cât mai bun, să juc mai bine ca o echipă și să facem, să trecem, să fim top 3 la următorul concurs. La Moscova este de fapt un concurs mondial, unde sunt invitate în urma unor calificări cele mai bune 16 echipe din lume. La Counter-Strike și la Orcaf 3. La noi în țară, majoritatea echipelor au participat la acest concurs, număr de 200, iar ultimele 16 s-au întâlnit